Știți de ce o mulțime de cadre medicale nu au primit bani deloc de la statul român, începând din luna ianuarie până acum, la mijlocul lunii martie? Este vorba de cei care ne fac injecții contra coronavirusului. Știți de ce? Pentru că ne spune senin, ministrul sănătății, domnul Vlad Voiculescu, un funcționar din minister a învârtit greșit niște hârtii, iar el pretinde că habar nu a avut, că nu a știut ce se întâmplă. El nu a auzit cum plâng acești oameni care nu sunt plătiți, dar el în timpul acesta și-a luat leafa. Cât de iresponsabil poate să fie acest domn Vlad Voiculescu, care nu iese să-și ceară pur și simplu scuze pentru faptul că și-a bătut joc de atât de mulți oameni?